Filmul ăsta nu e doar o lecție de istorie, am mai zis lucrul acesta, e o lecție despre cum să rămâi om, indiferent ceea ce ți se întâmplă în viață. E un film care nu se adresează unei anumite categorii și pentru noi cel mai mult, sau răsplata cel mai mare, e până la urmă reacția publicului. Ne-a impresionat foarte tare când la lansare sala întreagă a vibrat. Sunt oameni care au plâns la acest film, sunt oameni care au râs la acest film și sunt oameni care au rămas cu niște întrebări după, pentru că vor să afle mai mult din ceea ce înseamnă istorie. Dacă ar fi să vorbim însă din partea din culise, atunci ar trebui să spun în felul următor că a fost foarte mult de muncă, a fost un efort deosebit pentru întreaga echipă, o echipă mică, și momentul cel mai emoționant pe care l-am trăit eu personal a fost atunci când filmul a fost gata, când am făcut ultima vizionare în grupul de montaj și mi-am zis ok, și acum ce se mai întâmplă? E ca și cum e prima zi în care copilul tău pleacă de acasă și nu prea mai știi ce să faci după. Da, eu vreau să-l amintesc aici și pe Mihuț Năstăsache, cel de-al treilea realizator, și pe Andrei Cârlan, care face parte din echipa noastră, și pe ceilalți colegi, dar pe ei în mod special. Filmul puteți găsi în mediul online, pe agpress.ro, unde îl puteți viziona. Astăzi am venit aici să ne bucurăm împreună cu elevii de vizionarea filmului. Sper că au rămas cu ceva, ne dorim să mai venim și îmi doresc ca Agerpress, prin noi, prin film și prin ce realizăm, să încerce să aducă istoria în școala românească prin imagini și film.